practic, a însemnat o perioadă de un an de zile în care am lucrat împreună cu constructorul, cu arhitectul, să compartimentăm acest sediu în funcție de necesitățile instanțelor de judecată, pentru a fi cu un mod corespunzător dotate și compartimentate. Trebuie să spun că a fost un efort comun a întregilor colegi, ocazie cu care țin să le mulțumesc în mod deosebit. De asemenea, am avut parte de sprijinul Curții de Apel Alba Iulia, care ne-a susținut în fiecare demers pe care am încercat să-l facem și am avut câteva provocări în ceea ce privește arhiva depozit a instanței. Sperăm că am reușit în mare măsură să realizăm tot ceea ce ne-am propus și să fie, ceea ce ne-am propus evident era să fie conform standardelor în acest domeniu. După cum ați putut observa, sediul este nou, este dotat corespunzător, este funcțional și urmează să, probabil să rămânem în acest sediu o perioadă mai îndelungată de timp, cel puțin 2 ani de zile, perioadă în care vechiul sediu al tribunalului urmează să intre, de fapt, de luni, chiar intră în procedură de reconstrucție, de renovare totală, într-un proiect în parteneriat între Ministerul Justiției și Comisia Națională de Investiții.